Mădălin, un start de sezon în aer liber, cum este aici la Cupa Capitalei? Da, într-adevăr, este prima competiție majoră a sezonului la nivel de copii, 1, 2 și 3, legitimați și nelegitimați. Participarea este destul de numeroasă, 356 de copii din municipiul București, dintre care 156 doar de la CSM București. Să înțeleg că aproape jumătate din participați sunt de la clubul CSM București. Este un motiv de mândrie? Da, pentru noi mândrie. Este munca noastră. Ne dorim ca pe viitor să mărim numărul de copii care practică atletismul, care vin spre atletism și totodată spre clubul CSM București. Se încearcă prin acest proiect, prin pași în atletism, să se ridice numărul de practicanți. E una dintre problemele atletismului românesc. Da, acest lucru se încearcă chiar la nivel național, de către Federația Română de Atletism, de către cluburile sportive din București și din țară, ca să atragem cât mai mulți copii către atletism. Sunt destul de mulți antrenori de la CSM București aici, la Cupa Capitalei. Crezi că ar putea descoperi noi talente? Doamne ajută! Da, destul de mulți, 13 antrenori care sunt la concurs. Acesta este și obiectivul, să creștem numărul de practicanți, de practicanți de atletism și apoi pe viitor, în 2-3 ani, să sperăm că o să putem descoperi câțiva atleți care pot merge către performanță la nivel de junior și apoi, de ce nu, tineret seniori. De ce practici atletismul și care ar fi, să zicem, scopul tău? Nu știu, e un hobby momentan sau vrei să faci sport de performanță? Vreau să fac sport de performanță și de mică mi-a plăcut să alerg. La ce probă concurești? Care e recordul tău personal în momentul acesta? La lungime am un record de 4,93 m. Crezi că poți depăși 5 metri anul acesta? Da, cred că pot. Cupa Capitalei e un concurs important, CSM are un număr record de sportivi legitimate, deci aproape jumătate din participanți de la CSM București. Nu știu, e o mândrie pentru club, pentru dumneavoastră ca antrenoare? Da, sigur este o mândrie. Într-adevăr, CSM București este foarte implicat în dezvoltarea copiilor. În primul rând, ce facem noi cu acești copii? În primul rând, dezvoltarea armonioasă. Și în al doilea rând, un mod de a-și petrece timpul liber. În această categorie de vârstă bănuiesc că rezultatele sunt pe plan secund, ci important este ca ei să progreseze de la an la an. Exact, nu urmărim decât progresul copiilor, nu urmărim locurile, cum a spus și fetița. Important este progresul și să simtă copilul plăcerea de a veni la antrenamentele de atletism. E important, cred că este faptul că se organizează astfel de competiții în weekenduri în capitală. Este foarte important și pentru copii, și pentru părinți, și pentru antrenori.